ultimii 2 ani de zile am dat peste cap tot angrenajul fiscal și tot sistemul pe care practic s-au bazat deciziile de a investi cu 10 ani în urmă ale unor companii mari, companii care au și tehnologia să scoată gazul, care nu e pe fundul mării, e la 2000 de metri sub fundul mării. Deci atâta timp cât nu avem cât partenerii cu care am semnat și care și-au asumat niște obligații și față de care noi ne-am asumat niște angajamente, nu își bagă miliardele lor să scoată gazul nostru, să ne plătească impozite și taxe nouă, ne certăm pe pielea ursului din pădure. Din păcate, decizia politică pare să fi fost la sfârșitul lui 2018 că nu vrem gazul de pe fundul mării, drept pentru care am schimbat regulile în timpul jocului. Vedem că Exxon, care este cea mai mare companie din lume la ora actuală, nu numai energetică, a decis că nu mai vrea să aibă de-a face cu noi și că vrea să se retragă. Unii zic că din motive care nu țin de România, dar realitatea este cât se poate de clară. Discuțiile au început după ce noi ne-am apucat să schimbăm regulile în timpul jocului. Da, e ca și cum te duci la casino și vrei să pui pariuri după ce vezi pe ce a picat zarul.